Bună ziua, bun venit! Tema acestei conferințe este legată de meciul din 16.000 Cupei României, pe care Rapid îl va disputa la Buzău, în compania echipei Poli Iași. Legat, noroc, legat despre meci, vă va vorbi antrenorul Daniel Pancu. Până atunci însă, ca elemente pur statistice, țin și eu să remarc faptul că din 1966 și până azi, în Cupa României, Rapid și Poli Iași s-au întâlnit de 5 ori și de fiecare dată a câștigat Rapidul. Acum vom vedea ce va fi și mâine. Daniel, preia legătura. Adică tradiția asta ar trebui respectată sau cum? Da, n-ar fi rău. Nu e o presiune, e o realitate de fapt. Realitate, da. Mă bucur să aud, asta. Da, obiectivul nostru în Cupa a fost... Primul obiectiv în cupă pentru sezonul ăsta a fost să întâlnim o echipă de Liga 1. Am reușit. Din păcate nu putem să jucăm aici în regie. Probabil publicul ar fi fost mult mai numeros. Suntem și noi dornici să vedem exact la ce nivel ne aflăm. Întâlnim o echipă într-o formă bună spre foarte bună, dar care nu are parte de rezultate pe măsura evoluției lor. O echipă foarte bine organizată, o echipă cu posesie foarte bună, e clar mâna antrenorului. O echipă fără prea multe individualități, jucători poate, de excepție Platini, restul sunt jucători buni, dar foarte buni în echipă. Obiectivul nostru în continuare este să depășim și faza aceasta, chiar dacă pe hârtie Poli Iași pleacă favorită mâine, sunt convins că lucrurile nu vor sta la fel. Rapid e capabilă și va demonstra mâine pe teren că e capabilă să joace de la egal la egal și cu o echipă de Liga 1. Un meci special pentru tine? E special, normal, e emoționant. Acum îmi dau seama cât de repede au trecut anii, sunt antrenor, vin de pe bancă în postura de adversar a Politehnicii Iași, dar nu pot să spun că emoții vor fi, într-adevăr, pentru că e emoționant, dar nu pot să spun că voi cere jucătorilor ceva în plus de la meciul ăsta. Ziceai că ți-aduce aminte de perioada aia cu Copou, când ai avut... Copou, da. Ierealaltă ieri zburdam prin Copou și acum sunt deja antrenor. Trebuie să fim și noi mai atenți și la valorile astea ale vieții, pentru că ai văzut ce repede trece timpul. Ca jucător, în ultimul meci contra celor de la Iași ai marcat o dublă. Ce amintiri și mai e de la acea partidă? Două goluri senzaționale, eu m-am uitat pe... Alea de la distanță, da. Păi, de la meciul ăla știu că am fost contestat foarte urât de la început și m-au provocat într-un fel, de asta și energia cu care am șutat în mingile alea. Au fost două goluri într-adevăr foarte, foarte frumoase pentru că au fost de la distanță. Nu știu, e ciudat pentru că am avut parte de primirea aia, am jucat de două, trei ori am fost ca adversar în Copou. Totul se pare că e legat de faptul că am jucat pentru Vaslui, dar nu avea nicio legătură, pentru că eu îmi doream să joc pentru Politehnica Iași și în acel moment, doar că nu m-a căutat nimeni, iar singur nu puteam să merg să bat la ușă și să spun că vreau să joc la Poli Iași. Cine ar fi Pancu de acum, să zic, care să dea așa două goluri frumoase? De la noi? Da. Avem mai mulți, dar sunt pe cale de a deveni. Da. Cum vei gestiona aceste două meciuri, Daniel? Și cu Metaloglobus? La Rapid, în primul rând, sunt 26 de jucători fără portare în lot. La Rapid nu există titulari sau rezerve. La Rapid toți au șansa, pentru că nu poți doar să te antrenezi fără să simți tricoul într-un meci oficial. Sunt lucruri care mie nu-mi plac și nu le suport la fotbaliști, nici comoditatea, dar nici, pe de altă parte, tristețe sau neimplicare în antrenament. Ați văzut, au plecat jucători pe acest motiv al neimplicării, deci toți sunt importanți, foarte importanți, toți sunt valoroși. Jucătorii care au adus Rapidul în faza aceasta a cupei
sunt jucători care au evoluat mai puțin. Ieri erau 8 jucători noi față de cei 11 trimiși în teren la ultimul meci de campionat cu Gloria Buzău. Din păcate, la 2 dintre ei este semnul întrebării. Probabil vor fi 6 sau 7 schimbări. Dar sunt jucători care au jucat în cupă, jucători care au eliminat pe Daco Getica, jucători care au eliminat pe Dunărea Călăraș. E presiune pe tine ca și antrenor? Presiune la Rapid e în continuu și întotdeauna va fi la fel. Depinde ce fel de presiune, depinde cum suportăm presiunea. Eu o suport foarte bine, chiar pot să spun că reacționez mult mai bine la presiune și la provocări decât la o stare de calm și de liniște. Veți arăta și acest clip motivațional? Nu știu, acum am văzut. Acum l-a văzut, a fost o surpriză. Nu, jucătorii oricum răspund mai bine în ultimul timp. Faptul că revenim după ce suntem conduși, mâine e ciudat, pentru că noi suntem o echipă care după ce e condusă revine, iar ei sunt o echipă care conduce tot timpul și sunt egalați sau bătuți până la final. Ești mulțumit de ce ai în momentul de față la Rapid și de ce trăiești aici? Dacă sunt mulțumit, la ce te referi? De la ansamblu sau sunt și chestii care nu-ți plac? Sau nu, mai în afară de calitatea gazonului, de restul pot să spun că sunt mulțumit. Lotul? Mulțumit. Mai vine ceva? Cred că da. Își locașul la Montpellier? Aproape perfect răspunsul. Interrogatoriu? Schimbați și voi gazonul? Păi nu, s-a intrat pe el serios. A fost problema asta cu coropișnițele care am avut-o și eu acasă în curte acum câțiva ani. Nu e glumă. Ai putea să spui că e glumă. Nu. Și eu am luat-o de la zero acasă acum 5, 6 sau 7 ani. Se formau mușuroaiele alea ca și cum ar fi fost făcute de cârtițe. Foarte greu. Acum am primit asigurări că în 3 săptămâni va fi gazonul foarte bun. Oricum, indiferent de starea lui, meciurile de acasă cu UTA și cu Petrolul, eu cel puțin insist și sper să se joace aici. E foarte important pentru noi. Deci vezi că suferă coropișnițele. Da, gazonul, am spus, dacă ai spus, dacă sunt nemulțumit de ceva, ți-am spus de gazon. S-au mutat de la tine de acasă aici. Te urmăresc. Mă urmăresc, da. Din 2021, echipele din România vor juca în a treia ligă a Europei. E realitatea. Realitatea, dar nu o să fim singuri, nu. E un proces, va dura ani de zile. E tot ce am semănat în urmă cu 10 ani, culegem acum. Echipele de tradiție, suporterii când vor reveni pe stadioane, alt nivel de fotbal vom avea în România. Investițiile în copii și juniori, în infrastructură, pentru că asta e realitatea, suntem pe locul 30 în Europa în acest moment, e absolut real totul. Dacă ne trezim și lucrurile merg spre bine în România, sunt convins, văd stadioane pline, văd meciuri de Liga a doua, doar că va dura acum. E de datoria noastră. Noi care suntem acum generația asta tânără de antrenori, generațiile tinere de jucători, e de așteptat acum, trebuie să stăm la coadă. Până acum ziceam că nu mai avem noi șanse să ajungem în grupele de Champions League, acum chiar... Acum nu mai avem deloc, da, e o chimeră. Am spus, din punctul meu de vedere, e realitatea.